Hoții apelează la o nouă metodă de furt. Un bătrân de 95 de ani din București a fost jefuit de un bărbat care s-a dat drept instalator și a furat toți banii pe care acesta este însăs. Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost prins de polițiștii din București după ce a reușit să intre în casa unui bătrân de 95 de ani de unde i-a furat toți banii pe care i-a găsit. Se pare că bărbatul a urmărit bătrânul din piață până acasă. I-a bătut la ușă și l-a păcălit că s-ar fi produs o inundație care a afectat apartamentul. Hoțul a aruncat cu apă pe jos, l-a trimis pe bătrân la baie să verifice și în tot acest timp a căutat și a furat banii. După ce și-a dat seama că a fost jefuit, bătrânul a sunat la 112. La data de 13 februarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poli Poliția a Municipiului București, secția 7 poliție, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat în vârstă de 27 de ani, bănuit că ar fi sustras dintr-o locuință 4750 de lei, prejudiciul fiind recuperat integral. Abia la o săptămână de la apel polițiștii l-au prins pe hoț. În urma controlului corporal asupra bănuitului au fost găsite mai multe sume de bani, 8500 de euro și 2500 de lei, sume care nu ar fi putut fi justificate. Acum hoțul se află în spatele gratilor, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.